În anul 2021, 1515 jandarmi hunedoreni au desfășurat un număr de 742 de misiuni de transporturi speciale. De la misiunile care presupun grija pentru siguranța oamenilor până la transporturi de valori de ordinul milioanelor de euro, produse explozive având caracter special, armament și muniții. Prin grija jandarmilor, materialele deosebite, respectiv valorile a căror protecție a fost asigurată, au ajuns în siguranță la destinație fără incidente. Această misiune a jandarmeriei, mai puțin vizibilă, este de o importanță deosebită pentru siguranța tuturor cetățenilor, pentru că ar fi simplu să ne imaginăm ce s-ar putea întâmpla dacă un astfel de transport special ar fi atacat și ar ajunge pe mâinile cui nu trebuie. Tocmai din acest motiv, echipajele care desfășoară astfel de misiuni sunt corespunzător echipate și pregătite pentru ca fiecare misiune să se încheie cu bine, au declarat reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean Decebal Hunedoara.